Uh, domnule Slusări, ați vorbit cu agricultorii. Ce spun ei? Cât de gravă este situația? Mai mult decât am vorbit, noi deja întreprindem niște măsuri pentru a documenta acest lucru. Eu, din păcate, trebuie să, să, vin cu prognoză. Sper, sper să greșesc. Dar mă tem că n -am, n am, să mă greșesc, că noi vom avea în mare majoritate raioane Republicii Moldova, secetă severă pentru a doua grupă de culturi, mă refer aici la porumb, floarea soareului, sfecla, adică culturile de primăvară. Și impactul acestei secete poate fi mai uh, dur pentru fermiere decât a fost în 2020, când au fost și prima și a doua grupă parcă afectată. Dar vă, vă spun de ce, de atât că în 2020, uh, cheltuielile uh, erau mici totuși relativ mici. Nu era motorina așa de scumpă, nu erau inputuri așa de scumpe și prețurile la rămășițele de producție care, care, totuși au fost recoltate, măcar parțau cumva a acoperit cheltuielele. Prețurile au fost destul de mari. Iată, după 2 ani, noi avem aproape aceleși prețuri, dar pe alocuri și mai mici, dar cheltuielile s-a triplat. Și efectul și falimentul și migrația pot fi mult mai dure pentru Republica Moldova. Dar greu, recolta de grâul a, a la prima grupă noi cu excepția anumitor raioane, dintre care este raionul Basarabească, la care a făcut referință domnul Bolea, și într-adevăr în satul Carapetov, ca e Mare,

Dar o a, doua, o, a doua, o a doua grupă, nu, joasă, pun că mult mai joasă decât anul trecut, care nu este relevant și eu cred că sub media multianuală o să fie. Dar suficientă pentru acoperirea securității alimentare. Deci nu trebuie să ne facem grijă. De securitate alimentară nu, de buzunarele agricultorilor trebuie să facem grijă, pentru că nivelul de prețuri la moment dictat de monopoliști este sub prețul de cost. Și asta e încă un factor suplementar care poate, să, poate genera falimentul a mii de fermieri mici și de oasate. agroholding stau bine mersi. Noi, noi, de la altă ieri deja am decis că în raioane unde noi cunoaștem precis că deja ploile nu ajută, dar am văzut prognoza și din păcate ultima săptămână, până la 15 iulie, dacă nu plouă suficient, după asta pentru porumb deja nicio ploaie nu ajută. Ajută deja pentru sezonul următor, dar pentru porumb nu ajută. Iată, noi începem deja prin raioane să solicităm de la comisiile situații excepționale inspectarea câmpurilor și constatarea oficială situației cu seceta. Dacă vor fi afectate buzunarele agriculturilor, asta înseamnă că și la producția finală sau la produsele agricole vom avea scumpiri. Nu și asta neapărat. înseamnă că vor fi afectați și, neapărat, și aici, aici e mare, mare problemă. Că eu repet încă o dată, în situația actuală prețurile dictează nu producătorii agricoli, prețurile dictează intermediarii. Și iată, la moment, lor e convenabil, dat fiind faptul că există alături Ucraina, de unde vine producția ieftină, că și, și sunt de acord cu orice preț să dă producția. Și asta influențează negativ pentru piața internă. Și noi avem acest paradox. Pe de o parte, criza alimentară în lumea globală, scumpiri enorme la produsele alimentare, chiar și în Moldova, și pe de altă parte, prăbușirea pieței pentru producătorii agricoli pe intern, ceea ce oricum o să ducă la uh, șomaș, migrație și